Pace și bună ziua! Astăzi facem o nouă rețetă, facem o supă pentru nepoței mei, strănepoți, unii, și nepoată, e numai Natalia, și aia lanță strănepoți. Și Alisa te știa. Și Alisa e tot nepoată. Da, Alisa are 30 de ani și asta altă nepoată are 6 ani. Dar tă nepoată e. Așa, pentru nepoți și strănepoți era bine. Exact. Atâta, deci când merg cu avionul în cojorul lumii până zici în no, bun. Deci facem o supă pe gât de curcan, ca să poată să mânce și dacii. Puteam să iau aripi de curcan, care îi place lui, dar n-am luat, că aripa e grasă, și am luat gât de curcan. Dar să știți că și ăsta e scump. No, așa, ăsta e gâtul. Aici îs zarzavaturile. Uitați aici ce zarzavat am, vă arăt. Uitați aici. Nu-i prăstănac, e pătrunjel. Și a spus doamna să iau cu toată încrederea că nu-i gol înăuntru. Acum eu vreau să văd. Aici. Asta punem aici. Până le speri acolo, la gâvetă. Nu mai le spăr. Mă descurc așa că mi-s foarte grăbită. De când am venit de la piață, ne-am dus și la Alisa și am rămas în urmă. Ea vine aici să mânce cu copiii, că bunica ei, bunica lui soțul ei, a făcut o ciorbă care copiii nu le plac. Ciorbă de urzici. De urzici și nu le place. I-au crezut că face ceva wow, dar copiii nu s-au obișnuit și nu vrea. Și acum trebuie să fac eu, dar nu că trebuie, că le fac cu plăcere. Dar am rămas în urmă că am stat un pic la ea. Și am fost și la piață, am stat și acolo. Doamne, ce fain e pătrunjel. Și faci supa și mai faci și șnițele, nu? Da, aia am vrut să spun. Fac supă, fac meniu. Supă, cartofi prăjiți și șnițele. Și atunci, asta e o rețetă. Poți să-mi faci și mie șnițele natur, fără ulei. Da, eu pot să spun ție paburi. Șnițele? Nu șnițele. Nu. Păi... carne pe aburi cu cartofi. Nu, no, nu, nu, nu vreau. Am mâncat supa de varză cu cartofi. Dar, Doamne, bun a fost. Cu pâine de tărâță, foarte, foarte fain a fost. Am mâncat și câteva ouă de prepeliță. Ziceam mami că e curioasă să vadă cum e înăuntru. Da, numai cuțitul meu. Stai că... cuțitul e murdar. Hai să vede. Să vedem, să vedem. Să știi că nu-i. Uitați ce fain e. Super. Dacă este femeie care zice, o, dacă e așa gros, nu-l iau, că e gol înuntru, știi? Și-a spus doamna, câtă mine, luați cu toată încrederea că nu-i gol. Și eu rupt unul, să vezi. Da, și-a rupt unul. Și eu chiar m-am gândit, n-a las, că ai rupt unul care... Păi, subțire. Da. Deci așa e omul, că nu crede până nu vede. Știți? Dar uitați ce fain e. Uitați aici. Foarte fain. Asta nu-mi place. Nu e așa. Aș și pătrunjel frunzii. Da. Doi pâini? Da. Păcat, trebuia să lași asta pentru altă dată. Nu. Fac o supă așa ca pentru goști. Ca la sărbătoare. Ca la sărbătoare. Și să știți că tăisei nu fac și nici găluște de gris nu fac. Vrea trăhană. Trăhană. Nu
fost ea la spital și m-am zis, nu-ți duc, fată, că mi-e rușine de lume. Mami, eu asta vreau. Dar ce? De ce să-ți fie rușine de lume? Păi nu e așa ca o gălușcă când o tai așa în supă. Bine, mă. Sau tăi-țăi. E mâncare. E mâncare, da. Nu contează. Dar Alisa n-a crescut la mine în casă, a crescut la bunica ei cealaltă, după tată. Și când vinea aici, să simțea ea cea mai fericită mâncările mele, nu știu de ce. Chiar nu știu. Și ea ține minte mâncările alea și alea vrea ea. Că nu își face ea acum o supă cu ce vrea ea. Își face ea sărăcuța, că tă singură lui. Nu a ajutat-o Mirela, nu spun eu că nu a ajutat-o, dar mai puțin. Fiindcă Mirela lucrează și așa. Dar săraca, ea și-a făcut copii pe, exact cum se zice, pe contul ei. Dar a cui? Păi nu, mai este care fac și lasă, că acum e și mama și mai mă ajută și ea. Ea, săraca, nu a avut așa ceva. Și-a crescut copiii cum a putut. Dar lasă că a avut și ajutoare. Că ei sunt acolo mulți. Nu prea. O vine și Alina, o mai ajutat și... Da, Alina lucrează. O mai ajutat-o și Mirela. Alina lucrează la două, în două părți. Are servici în două părți. Să nu credeți că Germania e așa... Oh. Cu colacii în coadă. Nu, nu. Lucră până nu mai poate toată lumea. Alina are mătușa ei, sora lui tata. A lui tata ei. Stai așa ca să fiară repede. Așa-mi eu morcov. Așa curut. Stai să spun. Pune-mi în pauză, că asta face gălăgie. Punem carnea odată cu verdețile. Punem două cepe. Așa cu două coajă. Asta fac pentru Natalia, fiindcă ea mai dușește. Da, prima coajă ai dat-o jos. Da. Așa. Și o lăsăm acolo să-și facă treaba. Sare. S-a pus sare. Da. Unde-i capacul? Ia că-l aici. Bine să-l pun în supă și îl scot de acolo. Știi cum zic? Vorbești cu mine sau la filmare? Nu știu. Te referi de pui să-l bagi în supă? Da. Așa-mi trec, știi? Păi dacă vreți să faci niște... Dar ea să prea concentrată supă. Da. Acum decupăm aici, tranșăm, să scoatem pieptul și atunci facem șnițele. Așa. Eu filmez un pic mai de la departare, că am pus telefonul să se încarce, că e... No, am mai filmat la piață și nu prea mai am baterie. Dar acum nu e chiar așa de important. S-a tranșat puiul, da. S-a scos pieptul și acum se face șnițele. Exact. Din piept. Scoate osul. Ce fain e osul ăla. Ce? Cu zgârci, îi place la Lisa, pune-l în supă.
Nu punem un pic pe pauză. Carnea pentru șnițele. Puțină vegeta. Puțină sare. Și dintr-o dată s-a schimbat. Vremea. Da, a plecat soarele. S-a dus soarele și eu vânt. Acum s-a spart 4 ouă pentru șnițele. Uleiul s-a pus la încins. Făină, o lingură, două, trei. Așa le place la copii. Nu că eu aș fi vrut asta, dar așa le place. Punem aici și vegeta și sare. Așa. Punem puțin apă. Puțină apă. Pințelele se prăjesc. Supa fierbe. Ca la casă. N-am filmat exact tot, că am și vorbit la telefon. Dar pașii care s-au făcut, i-am filmat. Și după asta o să facă mami sărmăluțe de post ortodox. Am făcut și anul trecut, dar mai face și acum și poate pot să mănânc și eu, nu știu, să văd. Eventual să nu călești ceapa. E mai rară că nu călești. Că eu nu călesc apă, eu pun apă și las să iasă toată lucine aia din ea. Să vedem. Le-am curățat. Acum le deja le tai. Da. Și le punem la prăjit pentru copilaș. După mine nu le-ar fi prăjit mai repede un pireu. La Natalia ni pireu îi place. Da. O mânca pireu. Într-o zi m-a fost milă de ea. Aveam un pireu acolo, nu știu dacă au fost două zi sau două. Și l-au văzut în frigider. A, este cartof pireu! Și o să-i încălzească mama sa. Da, se poate încălzi cu un pic de supă. Cu lapte. Sau cu un pic de lapte, sau și cu un pic de apă. Și una și alta.
Punem sare. Ce soft. Nu multă. Și uitați, așa le fac ca când ar fi cartofi noi. Ricolveni. Nu. Ce am auzit eu? Aș fi lăsat câinele. Pă, tata l-ai auzit, acum vine. Ce? Pă, tata l-ai auzit, acum vine. Da? Aha. Stai să pun capac. Da. Ați ajuns, triez, cucuiez. Am ajuns, am prieten. Ai prieten? În sfârșit. Nu-i voie să-l țuci. A, pe lui s-are voie, numai pe Luca. Bună ziua la tatăl. O vini cu noi, Eric. Vrei să nu faceți acolo, vai șamar? Luis, cameramanul nostru de rezervă în Germania, ai un cuvânt de spus? Să vă binecuvânteze Iisus și să fiți sănătoși. Da. Frumos. Ai văzut ce știe Luis să spună? Super. Vezi? Du-l mai des la adunare. Mere la adunare, Luis, și spune poezii. Bravo, așa, bravo, iubirea mea. Când îi crește părul la nou, al duci și pe el. Alisa, vezi că în fratele tău. Cine? Copilașul. Tati, am găsit contacte, hai să vezi. Da? Da. Uite că te mai cunoaște. Vrei să pui tu mâna pe el? Ha. Ha. Să da pupul pe nas. Nu pune mâna pe el. Hai pe el, hai acum, hai. Ara știe să latre, nu? Nu, no, să nu te duci la Ara. Dacă... Așa, mami face salată. Da, am tăiat o ceapă și am pus un pic de sare. Și-am frământat-o ea ca așa și o și spăl. Bine. Aici cartofii să prăjesc. Așa. Angie face cafea. Ăștia sunt roșii plastic ce-ai luat astăzi. Alisa? Da. Să fac eu? Da. Da? Ok. Angie, faci tu acolo. Nu, faci tu acolo atunci. Să scot eu pe tot. Mami, eu dau cacao. Vine, este închis la geacă. Când le fac în patru cartofi așa mai groși, îmi iese bine, dar când le fac așa mai subțiri, atunci sunt mulți și m-a ieșit așa cum vedeți. Sunt foarte bun. Așa. Am uitat ceva.
așa și se face și crăchită. Ce faci? Acum fac trehane la nepoțica mea. Ah, face supă. Uitați așa. Punem ou. Altă dată când trește mami făina, acum se grăbește. Nu punem apă. Puțină sare. Și atunci facem așa. Și gata, tăisări. Am povestit cum erai tu la spital și m-am dus să-ți fac supă. Și am spus, Alisa, ce vrei să-ți fac? Găluște de gris, tăiței, ce să-ți fac? Nu, mami, fă-mi trehană. Mami, dar mie mi-e rușine cum să aduc eu trehană la spital, acolo mă vede lumea. Lasă, mami, că eu le mănc și aduc. Asta nu trebuie întorsă. Ce? Nu, stai că nu întorsă. Plătita mea. O scuza un proprie. Aștept să te-am bucătare. Familie de bucătare. Cu stele Michelin. Da. Eu am trei. Tu ai trei? Tu câte ai? Una. Acum am mai puține, că-s la regim. Nu, eu mă refer la stelele noastre. Păi da. Care ni le-a dat Dumnezeu. Copii? Exact. Eu ziceam de stele Michelin. Da, știu, eu ziceam de stelele noastre. Nu, nu știu cât e de dulce, două. Așa, un deminat. De asta cred că nu e dulce, așa? Zahărul brun nu prea, nu știu. Acum gust și dacă mai bei, uite aici, ok? Ok. Asta mai un pic trebuie luat. Este acolo, dar e sub mere, cred. Am văzut. Hai să facem salata. Da. Fiecare face câte ceva aici în casă. Bine ar fi să fie tot timpul așa. Uitați ce am făcut. Trebuie să pun pe o farfurie separat. Ca să scurgă uleiul. Așa se face. Doar că mami se grăbește. Acum strocară supa. Să nu te grăbești, mami, să nu faci ceva. Grăbește-te încet. Mami. Supa acum s-a strecurat. Și se adaugă trehană. Aici e din supă. Deci trehană au fost dată până sită, ca să nu aibă făina aia. Aici e făina. Deci nu facem noi lucru rău. Merge la zup. Ce zici? Da, zup. Așa. Și acum face Alisa salata. Ceapa ați văzut, procedura acum să... S-o pus roșii, castraveți și ridici. Sper să fie fără vin. Ierbi? Da, pentru că astea au fost mâncate. Da. Mami a pus puțină sare pe carne și pe legume. Aici sunt finițelele. Trehana. Când se ridică, e aproape de gata. Acum vreau să o amestec eu. Mami, ai urmă de acum mai trebuie maxim 5 minute după ce s-a ridicat să fiarbă și e gata.
Acum o să taie pătrunjelul care eu l-am aruncat. Acum mi l-a salvat. L-am pus acolo în coș. Crezi că e de aruncat. Copiii tăi le place pătrunjelul. Da, eu ok. Trebuie sare, piper. Uite acum. De masline și oțet. Sare, piper. Ulei de măsline. Cred că e aici. Mai așa vei aici un pic de oțet. Oțet. Egal, acum dacă nu este oțet de măsline, folosim este, și... Este, nu știu unde l-a pus, mami. Acolo sus e. Aici? Da. Ah. Ok. Ok. La noi se sună eteșic și chesedem. Ah, da. Aici nu e nemț. Aici e teritoriul fost o mogă. Mă scuzați. Glumesc. Sărată tare sau? Sărată tare. Sarea? Pune-i pe limba. Aia e acolo unde se reglează. Păi e... Da? Nicio. Dar știu că are. Deci n-am pus... Și ce vrei să zici acum? Nici tu, dar tu știi că are. Da, nu știu că un vine pe plus mai mare, pe minus mai mic, că are plus și minus, dar nu știu să folosesc, că n-am folosit. Ce ai lăsat să spun? N-am pus nici vegeta, nici sare. O să pun că nu mănc. Nu mănci? Nu mănc. No, atunci lasă-mă. Eu te las. De ce nu mănânci? Păi nu vreau supă. Mănc o mămăligă. Este făcută. Cu un pic de morcov și carne fiartă de acolo ce s-a fiert în supă și vine. Punem mâncarea pe masă. Nu, aici punem să fac... Da, să șterg. Da, am uitat. Astăzi iar cumva. Alisa, cum e mâncare la România? Foarte bună, dar ce mai zic ceva? Ca acasă? Bună. În asta, dacă puneam mami, niște ardei, așa, pătrățele micuțe, niște roșii, ceapă așa, verde. Ceapă verde. Și așa e foarte bun. A fi ieșit o omletă bun, foarte super. Faină. Foarte bun. Bun, mami, bun. Să-ți fie de bine. Supa cu trahană. Aperitiv. Un și gât? Și gât. Pune un gât. Ia că așa e. Aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi. Sunt mulțumită, sunt fericită, sunt împlinită, sunt bucuroasă, sunt voioasă. Pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi și cu noi. Domnul să ne poarte de grijă și dumneavoastră și nouă. Pace, la revedere! La revedere, pacea Domnului să fie cu voi! Așa este la masă când e familia lângă tine mai multă. Din păcate, nu avem în fiecare zi așa ceva. Dar slavă Domnului că am Alisa mai vine familia. Din când în când. Da. Și dacă merg la America, ce faci? Ne trimiți prin fax. Da. Deci Anca cu familia e lipsește și Mirela COVID. Vrezi? A fi fost azi. Bine, mai avem noi neamuri. Și eu? Și tu cu zgurița ta, și tu.
No, bine, vă lăsăm. Pacea Domnului Iisus. Pace. Biserică, trezește-te, e timpul să luminezi. Nu-ți pierde gustul, nici mărturia, e timpul să veghezi. Compromisul dă la o parte și faptele tale să-ți fie curate. Ai stat ascunsă și adormită în noapte, dar e timpul la viață să vii. Haideți să luminăm, dragoste noi să umblăm, să ridicăm steagul tot mai sus, să-L înălțăm doar pe Iisus. Haideți să strălucim în unitate, noi să trăim cu vorba, cu fapta, cu mărturia. E timpul să te curățești. Curată haina și nepătată, tu să o pregătești. Adevărul să-ți ia aproape, cu candela plină luminează noapte. Rămâi pe cale, nu fi înșelată, așteaptă pe mirele tău. Haideți să luminăm, în dragoste noi să umblăm, să ridicăm steagul tot mai sus, să-L înălțăm doar pe Iisus. Haideți să strălucim în unitate, e timpul să strălucești, să vadă lumea a ta lumină și să-i călăuzești. Nu doar cuvinte spuse frumos, dar cu fapte bune să se vadă Hristos. Fii roditoare de-a ta cărare, pe munte tu să strălucești. Haideți să luminăm, dragoste noi să umblăm, să ridicăm steagul tot mai sus, să-L înălțăm doar pe Iisus. Haideți să strălucim în unitate, timpul să luminezi. Când mă gândesc la cât am fost de pierdut,
Mi-aduc aminte crescând că nu vedeam niciun viitor, nicio nădejde, nu înțelegeam care e menirea mea pe pământul ăsta, pur și simplu trăiam din inerție și fără scop. Cu trecerea anilor, mă afundam tot mai mult în violență, depresie, alcool și anturajele nepotrivite m-au dus pe un drum închis. Am început să caut răspunsuri, am început să caut o soluție și până la urmă cineva mi-a spus că Iisus este soluția. Chiar dacă eram aruncat la groapa de gunoi al lumii, Dumnezeu m-a luat de acolo și a început să mă repare. Ce pot să zic azi după 26 de ani de mers pe drumul ăsta e că sunt super recunoscător pentru o mântuire așa de mare, sunt super recunoscător pentru familia care o am, pentru drumul și parcursul care Dumnezeu mi l-a dat și atunci când El m-a salvat pe mine, nu m-a transformat doar pe mine ca să fiu mai frumos, să fiu mai bun, să fiu ca El, ci m-a transformat și să mă folosească pentru împărăția Lui. Îi mulțumesc astăzi și despre asta este cântecul mărturiei. Cât de aproape uneori era să mor, dar Tu viața mi-ai scăpat. Am fost nebun să fug de Tine atâția ani, cu toate astea Tu